Bun găsit, sunt George Ciubotaru, iar dumneavoastră sunteți la retrospectiva săptămânii. Cândva tânăr și neliniștit, astăzi premier și candidat la șefia celui mai important partid de la guvernare. Despre Florin Câțu vorbesc, evident, și despre ale sale Tinereții Valuri. După 20 de ani a aflat toată țara că premierul a stat două zile închis în Statele Unite pentru că a fost prins beat la volan. Pus în fața faptului împlinit, premierul a recunoscut totul chiar de la pupitrul Palatului Victoria. Ce a urmat după i-a făcut pe toți să uite veștile bune pe care ni le-a dat la începutul acestei săptămâni despre salariile mari ale românilor și despre prețul pâinii pe care nu o mănâncă. Nimic despre creșterea prețurilor, a inflației și scumpirile din energie. În capitală, primarul general și-a pus în cap comunitatea LGBT, iar Clotilde Armand, primarul sectorului 1, a plecat și ea în concediu în plină stare de alertă din cauza gunoaielor. Ne așteaptă însă un weekend de foc, marșul normalității și cel al noii drepte. Și în aceeași zi și încep să apară informații despre legăturile suspecte între apropiații primarului general și firme abonate la banii statului. Discut toate aceste subiecte în această seară cu jurnalistul Radu Herjeu. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem. Premierul Florin Câțu ne-a uimit pe toți în această săptămână. Este primul premier al României care a recunoscut de la tribuna guvernului că a fost arestat cândva pentru conducere sub influența alcoolului. Haideți să vedem declarațiile făcute de premierul Florin Câțu. Da, acum 20 de ani a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare, este misdemeanor, este contravenție, am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în 4 tururi de scrutin cu PSD n-a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL. Eu am condus, a fost o greșeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să-mi vând și mașina atunci, pentru să merg un an de zile pe jos, asta este. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, seama că nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost. Informațiile despre această pățanie a premierului Florin Câțu de acum 20 de ani, Radu, au venit în cascadă, așa. Întâi am aflat despre acest incident, apoi au apărut articole din presa vremii de atunci din Statele Unite, iar astăzi a culminat totul cu întreg dosarul în care am văzut niște detalii foarte interesante și am văzut exact și de ce motivul acestui dosar și o alcoolemie care era mai mult decât dublu limitei legale în Statele Unite. Bun, să începem prin a spune că astăzi a apărut dosarul penal. Deci n-a fost o contravenție. Da? A fost de dosar penal. Și în orice țară din lume, inclusiv în România, alcoolemia cu care a fost prins pe atunci tânărul studios Câțu e de penal. Adică nu există discuție. Și în America e la fel. În America penalul pleacă de la 0,8. Vreau doar să punctez că văd în imagini în acest moment telespectatorii noștri cronologia acestei pățanii, de când, în ce dată a fost oprit în trafic premierul Câțu de polițiștii americani și ce s-a întâmplat după cu acest dosar. Inițial a pledat nevinovat, mai apoi a plecat în România pentru că urmau sărbătorile de Crăciun, nu a putut să fie prezent în fața judecătorului, a încercat să se lupte acolo în instanță și să întoarcă să dea altă turnură acestui dosar, până la urmă a recunoscut, a pledat vinovat și a stat două zile închis și a plătit și acea amendă de peste $1,000. Bun, să începem prin a spune că, deși a fost prins beat, da? Deci din cei care s-au mai confruntat cu așa ceva, 1,6 este o super alcoolemie, adică mai un pic și te târăși pe jos. A pledat nevinovat în primă instanță, deci wow! Apoi, bun, sigur, a fost condamnat la două zile de închisoare care au fost compensate de cele două zile în care stătuse în arest. Nu e același lucru. Adică și în România
când se dă pedeapsă cu închisoarea, se scad zilele petrecute în arest. Nu e același lucru. Deci acele două zile sunt zile de sentință de închisoare. Pe care n-a apucat să le facă. Și alta e reținerea preventivă. Sigur că da. Bun, venim în ziua de astăzi. Tu ai spus că a recunoscut. Nu, n-a recunoscut nimic. Deci, în continuare, noi aflăm detalii despre lucruri pe care Câțu, chiar și pus în fața faptului aflat, nu le spune, nu le povestește, le-a terminat rapid. A trebuit să-mi vând mașina, sărăcuțul de mine, a mers un an pe jos, dar totuși oare cine din PNL mi-o fi făcut treaba asta? Asta a fost singurul lucru și, din păcate, în spațiu public, cam doar despre asta se mai discută. De parcă asta ar fi important acum, de unde au apărut informațiile și nu ceea ce a făcut Câțu acum 20 de ani, ceea ce poate fi iertat, a fost condamnat, a plătit pentru treaba asta, ok, ca orice om, nu o să-i țină nimeni 20 de ani pricină pentru așa ceva, faptul că a ascuns 20 de ani și mai ales faptul că a ascuns timp de 8 luni cât a fost prim-ministru astfel de lucru. E o faptă care în Statele Unite, cel puțin în statul în care s-a petrecut, încă poate fi regăsită în cazierul său. Bun, de ce să nu recunoști? Fraților, eram tânăr, mă rog, tânăr, 28-29 de ani, nu era chiar atât de tânăr, adică n-avea 15 ani și l-au îmbătat prietenii cu forță. Vreau să știți, dragi români, da, chiar dacă nu m-ați votat direct prim-ministru, dar vreau să știți totul despre mine, astfel încât să pornim de la... Nu, chiar și în acest moment, sau în momentul în care a ieșit la televizor, a avut aceeași atitudine de o prostioară, o greșeluță. Încă o dată, accentul a fost pe cât de scump a fost amenda și cum a trebuit el să-și vândă mașina și cine i-a făcut-o. Bun. Probabil consilierii domniei sale știu în ce țară trăiesc. Și știm toți în ce țară trăim. În care alcoolismul nu e o tragedie și, din păcate, nici măcar urcatul beat la volan nu este, decât pentru victimele acestor oameni, acestor indivizi. Noi trăim în țara lui Cașabe, oamenii tineri, de sâmbătă până vineri. Iată, omul tânăr, ce să facă și el, nu? Cașabe, oamenii buni, de sâmbătă până luni. Deci e și tânăr și bun. Deci dacă spui despre cineva în România că e beat, că bea până cade sub masă, e și bun și tânăr și e și de apreciat eventual. Cine nu bea, ridică semne de întrebare. Da, de ce nu bea? Da, ce are de ascuns? Da, de ce nu vrea? Bun, în condițiile astea, nici de mirare că discuțiile în spațiu public nu au fost totuși despre gradul de responsabilitate al unui om care se urcă beat la volan, că despre asta este vorba. Acest om are în acest moment responsabilitatea conducerii unei țări. Acest om n-a avut responsabilitatea... Adică tu trebuie să dau un exemplu din acea poziție. Plus că ar fi trebuit, în aceeași conferință de presă, ar fi trebuit să înceapă prin am făcut o prostie, tineri, nu faceți ca mine. Faceți ca mine, exact. Am făcut o prostie, nu a fost o greșeală. L-a minimalizat. Da, da, deci totul ca și când ar fi fost, până la urmă nu s-a întâmplat nimic. 20 de ani a trecut atât. În România, anul trecut, din cele aproape 2000 de victime ale accidentelor de circulație, 400 au fost din cauza alcoolului băut de șoferi. 400. Să vie acum el și fanii lui și susținătorii lui să vie acum public și să spui și până la urmă ce mare lucru că s-a urcat băut, nu s-a întâmplat nimic. Du-te și spune-le părinților, prietenilor, fraților, victimelor de anul trecut că nu e nicio problemă că te urci băut la volan. Am văzut foarte puține reacții din sfera politică cu privire la acest subiect. Evident, din PNL au fost foarte mulți cei care l-au susținut și vreau să vedem ce a spus opoziția prin vocea liderului PSD, Marcel Ciolacu. Deci spune Marcel Ciolacu, după ore bune în care speram la o Românie normală în politică și la o retragere a premierului Florin Câțu, solicit președintelui Klaus Iohannis să-i ceară urgent demisia șefului executivului. Ce crezi, Radu, că vă face președintele Iohannis? Pentru că trebuie să ne aducem aminte că era promotorul anul trecut în campania electorală și în tot anul electoral și îi plăcea să iasă de la Cotroceni și să ne spună penalii, penalii, penalii. Păi depinde de câtă nevoie are de Câțu. Dacă, într-adevăr, cum se spune, are foarte mare nevoie de Câțu,
astfel încât urma să-l pună și președinte la PNL, probabil că o va explica sau va pune pe cineva să explice că domnul Cîțu nu-i penal în România, că fapta sa din Statele Unite n-a fost transpusă într-un cazier românesc, prin urmare n-are nicio problemă și acum s-a întâmplat acum 20 de ani. Și de fapt nici n-a furat nimic, doar s-a urcat băut la volan, deci până la urmă ce tot discutăm. Da, dar te completez și spun că a ieșit un lider important al USR Plus, Dragoș Tudorache, fost ministru de interne, care a spus da, e o faptă penală. Bun, sigur, și acolo să nu uităm că și în schimb useriștii nu zic absolut nimic. Deci și acolo este o luptă între Plus și USR. Evident că oamenii din Plus, care au avut mult mai puțin de câștigat de pe urma guvernării, în acest moment încearcă să reechilibreze lucrurile în vederea Congresului și apoi a renegocierii posturilor într-un guvern eventual condus de altcineva, acolo e o luptă politică. Și asta e o luptă politică, ce spune domnul Ciolacu. Pentru că, până la urmă, nu știu dacă legal domnul Cîțu n-avea voie să conducă guvernul României, probabil va părăsi această funcție. Acolo nu trebuie nici să intervină președintele României, nici să se discute în studiul de televiziune. Problema este de ce a ascuns acest lucru, deci o treabă de moralitate, și de ce totuși nu și-a asumat într-adevăr faptele și a mințit, spunând că a fost o simplă contravenție și că de fapt s-a urcat și puțin băut. Și a dus-o tot către lupta internă din PNL. Deci, astea sunt foarte... Cum poți să lași un astfel de om să conducă guvernul României? Asta este marea problemă și nu are legătură nici cu politica, nici cu nimic, ci cu un caracter pe care poate avea sau nu omul, cu educația și cu responsabilitatea pe care o ai pentru faptele tale, indiferent că s-au petrecut acum 20 sau 30 de ani. Până la urmă, repet, acum 20 de ani, domnul Cîțu nu avea 15 ani. Da? Acum 20 de ani a răspuns în fața legii americane și așa cum ar fi răspuns, cred că puțin mai rău în fața legii românești dacă s-ar fi întâmplat pe meleagurile astea, pentru că, după cum știm, legea noastră pleacă de la zero alcoolemie, nu de la 0,8, adică nu lasă deloc marjă de eroare. Și apropo de lupta internă din PNL și de demisii, pentru că la începutul acestei săptămâni, înainte să iasă acest scandal cu dosarul lui Florin Cîțu de acum 20 de ani, Ludovic Orban, încă președintele PNL, a ieșit și a spus cât se poate de clar că oricare din cei doi ar câștiga competiția internă, ar trebui pierzătorul să-și dea demisia din funcția publică pe care o deține. Haideți să vedem declarația. Eu, dacă pierd alegerile, eu îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Aici e o chestiune, asta e o chestiune de legitate democratică. Dacă un premier care candidează la funcția de președinte al Partidului Național Liberal pierde competiție, ce autoritate și ce legitimitate mai are să exercite funcția respectivă în condițiile în care partidul nu-l mai sprijină? Eu sunt aici în cursă pentru președinte Partidului Național Liberal. Despre acest lucru discutăm. Celălalt obiectiv al meu este să avem o guvernare cât mai bună, pentru că această guvernare este pentru români. Ludovic Orban a spus cu subiect și predicat, dacă pierde, își dă demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Florin Cîțu... Florin Cîțu e convins că va câștiga, iar Orban își joacă ultimele cărți. Eu n-am prea înțeles logica. Deci domnul Orban a fost ales președinte al Camerei Deputaților de către colegii săi deputați. Da? Nu de către membrii de partid PNL, ci de către colegii parlamentari. În urma negocierii politice... Bun, dar a fost votat. De s-a organizat un vot și din urmă a ieșit că domnia sa trebuie să conducă Camera Deputaților în următorii 4 ani. Care-i logica dacă este sau nu mai este președinte al Partidului Național Liberal? Nu înțeleg. Dincolo are un sens. Pentru că, în mod normal, președintele partidului ar trebui să fie premier în condițiile în care partidul este cel mai important la guvernare. Acolo, repet, are un sens. Sigur că în momentul în care domnul Cîțu ar pierde cursa internă, s-ar pune problema de legitimitate. Ok, dar din coace nu o să mai fi președintele Camerei Deputaților, așa și... Nu, eu cred că de fapt este un semnal că o să fiu cu minte. Deci nu mă abandonați încă, pentru că o să fiu cu minte chiar dacă... Cum am mai fost și că cum am mai fost. Deci 2006, eu cred că acesta e semnalul. Pentru că pe cine, în afară de tot pe colegii săi o să intereseze care să pună mâna pe funcția de la Camera Deputaților, în rest pe oameni îi interesează cine conduce Camera Deputaților?
Absolut. Și tot în ideea luptei interne din PNL, astăzi au tot apărut zvonuri după ce a apărut în spațiu public scandalul din America, cu un al treilea candidat, cu o posibilă retragere a lui Florin Câțu, s-au vehiculat numele lui Dan Motreanu, ba lui Rareș Bogdan, ba lui Emil Boc chiar. Bun, nu sunt noi zvonurile. Da. Acestea de vreo jumătate de an tot apar la câteva săptămâni, tot se discută exact despre aceste trei persoane. Acum, știți cum e, românul are o vorbă, să caz din lac în puț. Adică, variantele astea, în afară de Dan Motreanu, dar celelalte două variante, sincer, parcă ne-am dorit ca domnul Câțu să continue cursa spre președinția PNL. Oricum, lucrurile se vor tranșa rapid, în momentul în care îți va da semnal Iohannis. Deci, dacă Iohannis îl iartă pentru greșeala de acum 20 de ani, e clar că nu o să apară nimeni. E bine de văzut cum stau taberele în acest moment în PNL, pentru că s-au încheiat toate acele alegeri din filialele județene și din cele 49, o analiză arată că 32 ar fi pro-Florin Câțu, în timp ce pe Orban îl susțin doar 12 și mai sunt 5 filiale care nu și-au anunțat încă susținerea, dar e foarte posibil să meargă către Florin Câțu. Așadar, către echipa câștigătoare. Către echipa câștigătoare. Bun, hashtag. Ionaș, calculele sunt bune, dar sunt orientative. Știind istoria alegerilor interne în partidele românești, știm că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și că de foarte multe ori delegații decid atunci pe loc în ce direcție merg. PSD-ul este campion în acest sens. De foarte multe ori la alegerile de președinte al PSD-ului a ieșit cu totul altcineva decât se anunța dinainte, pentru că jocurile politice se fac până în ultima secundă. Plus că acești delegați, nu știu cum va fi organizat votul. S-ar putea, din câte știu eu, acum 4 ani, fiecare delegat trebuia să arate votul pe care l-a dat, să-l arate șefului de filială din care provine. Bun, dacă se va menține, probabil că oamenii de frică vor vota cum le-a spus șeful de filială. Dacă nu, s-ar putea să apară mari surprize. Plus că mai avem o lună. O lună și un pic până 25 atunci. 25 septembrie. Încă o dată, e prea devreme. Iată că acum, dacă acum o săptămână toată lumea miza pe victoria lui Câțu, astăzi, după dezvăluirile greșelilor sale din trecut, nu știu dacă mai putem să jucăm la pariuri. Și e de văzut ce carte scoate și e de văzut că toată lumea acum asta așteaptă, ce carte scoate echipa Câțu, pentru că se presupune că că dosarul lui Florin Câțu a fost scos în presă de echipa Orban. Așa se presupune. Da, da, bun, repet, pe mine chiar nu mă interesează. Sigur, datele, nici pe români, adică, nu cred că îi interesează foarte mult, ci ei vor ca țara să fie guvernată. Datele acelea existau. Nu erau secrete, adică n-au scos dintr-un un dosar secret cu existau în secunda care eu am văzut informația pe net, m-am dus pe site-ul din Iowa și am găsit imediat acele lucruri. Mai ales acolo sunt publice. După aceea, sigur, dacă plăteai, cum au făcut cei de la Mediafax, probabil, și-au obținut dosarul întreg. Ok, deci nu erau secrete, adică, wow, au complotat cu serviciile secrete ca să dea în Câțu. Nu, cineva știa, avea această informație mai de mult și a strâns informațiile ca să o susțină și să o servească presei. Bun, se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă în campanii electorale, se întâmplă în campanii electorale naționale, vorbesc mai ales în cele interne. Da, e posibil să iasă și despre Orban ceva. Deși la câți ani are Orban în spate în politică și la câte lupte a dus, mă întreb ce ar putea să apară acum după 30 de ani, de n-a știu nimeni în 30 de ani. La domnul Câțu e simplu. Domnul Câțu este o apariție ca Perseidele, a apărut cerul înstelat al României, așa, dintr-o dată, acum 3 ani, acum cât 5 ani, în 2016, n-a auzise nimeni de el. Deci acolo nu e surprinzător că noi tot mai aflăm. Spuneai tu data trecută că trebuie să vedem acel Nelu Iordache și vizita lui la Delta. Bun, dar acolo nu are vreo legătură cu candidatura lui. De acord, dar acolo nu vor fi dezvăluiri. Acolo vor fi probabil niște dosare instrumentate de instituții ale statului. Care te pot scoate dintr-o cursă, pentru că am mai avut foarte multe exemple. Eu cred că dacă domnul Câțu răspunde în echipa domnului Câțu, sau altcineva, dușmanii liberalilor, răspund scoțând ceva despre Orban, nu fac decât să-i decredibilizeze pe amândoi. Și atunci cred că vor fi forțați să-l scoată pe al treilea.
Bun, hai până atunci, hai să vedem ce se mai întâmplă, ce face Florin Cârțu la guvernare, pentru că am văzut ce face în lupta internă. Haideți să vedem ce face Florin Cârțu în calitatea sa de premier al României și ce face guvernul în general. Ei bine, ne-a vorbit la începutul acestei săptămâni premierul Florin Cîțu despre salariile românilor și a fost un motiv de laudă faptul că o parte, nu foarte importantă, au salarii foarte mari. Haideți să vedem declarații. Mai mult de un sută dintre angajații în România au un salariu mai mare de 3.000 de euro net. Cum crește ponderea celor care au salarii mai mari de 1.000 de euro. Ceea ce înseamnă că în România, sau ne mutăm în direcția pe care eu am vrut-o din primul moment, în care România nu mai este o țară cu salarii mici, nu mai este o destinație pentru cei cu salarii mici. Repet, România, nu sunt cifre pe care le-am spus eu, le-am citit și eu în presa altfel de noastră, avem din ce în ce mai multe salarii mari, vorbim de salarii mari în euro, salarii nete. Avem salarii mari în euro, însă noi câștigăm în lei și ne vorbește premierul Cîțu de salarii de 3.000 de euro, de 1.000 de euro, dar vreau să pornim discuția de la următoarele cifre. Peste 2,5 milioane de români câștigă până în 2.000 de lei, adică nici 500 de euro, și iar 80% au maximum 3.000 de lei pe lună. Nu 3.000 de euro, cum ne spune... Bun. În primul rând... Cum adică tu, prim-ministru, să spui că nu știi cifre, tu le-ai spus că le-ai văzut în presă? Poftim? Deci tu, premierul României, habar n-ai câți angajați, care este salariul? Dar te lauzi toată ziua pe pagina de Facebook. Da, dar nu știi, le-ai citit în presă? Adică de acolo știi tu? Bun. Sigur că disproporția este enormă. Să vii să scoți cu 1%, care 1% are peste 3.000 de euro. Păi iertați-mă, în Occident, 3.000 de euro este un salariu considerat mititel spre moderat, dar nici de cum mare, în condițiile în care prețurile în România tind vertiginos să le atingă pe cele din Occident. Pentru că până la urmă importăm aproape totul de acolo, deci prețurile sunt asemănătoare. Și atunci vii și spui că 1% din populație își permite un trai decent în România, cum și l-ar permite probabil în Germania, să spunem, deși s-ar putea ca în Germania mâncarea să fie puțin mai ieftină ca în România. Asta este reușita guvernului, pe care ai aflat-o din presă, de fapt, că nici nu știai, faptul că vei crește salariile, vei crește numărul celor cu salarii peste 1.000. Cum va crește, domnul prim-ministru, salariile celor care au acum 1.000 de euro? Cam cum? Că nu ne-ai explicat cum. Tot vorbește de rezultatele în urma măsurilor luate, nu vorbește niciodată despre măsurile luate. Aș vrea să știu și eu cum va reuși domnul Cîțu, cum îi va convinge pe patron să dea mai mult de 1.000 de euro, de exemplu. Pentru că, să nu uităm, tot domnul Cîțu a criticat acerb creșterea salariului minim pe economie din legislatura și guvernarea anterioară, creștere care, chiar dacă i-a enervat pe cei care lucrau în privat, dar i-a obligat în același timp pe patronii lor să mărească salariile și în acel sistem, pentru că altfel își pierdeau oamenii în favoarea statului. Deci, dacă au mai crescut salariile în sistemul privat în ultimii ani, este pentru că au crescut și la stat. Și atunci a fost nevoie de un oarecare echilibru, că rămâneau săracii patroni fără angajați. Deci, acum, în schimb, vii și spui că vei face cum? În ce mod vei determina tu patronul să-i dea angajatului mai mult de 1.000 de euro, dacă poate să-i dea și 1.000 și să fie totul ok? Deci eu asta aș vrea să știu, să aflu de la premier. Nu laudele astea că 1%, 1% sunt 50.000 de oameni. Nu umpli nici stadionul național cu ei. 1% câștigă peste 3.000 de euro. Deci, repet, 1% dintre români trăiesc decent. Și a mai spus ceva foarte interesant premierul Cîțu și care îi privește, cred că, mai mult pe cei 99% la care nu s-a referit premierul Cîțu și care nu câștigă 3.000 de euro. Haideți să vedem declarația despre pâine. Haideți explica care este la o franzină, la un litru de ulei. Nu pot să mănânc, nu mănânc pâine, am fost în piață, nu mănânc pâine. Nu mănâncă pâine, deci nu știe cât costă. Aș vrea să te întreb întâi de toate cât de relevantă e o astfel de întrebare pentru orice politician, premier. Întrebarea adică ar trebui să știe absolut nu, clar cât costă o pâine, cât costă o roșie. Bineînțeles că nu. Orice politician ar trebui să știe. Adică lucrurile sunt puțin mai nuanțate în cazul premierului, dar sigur cu astfel de întrebare nu și așa, și dacă știe ce. Deci nu are nicio relevanță pentru nimic. Are relevanță răspunsul însă.
Pentru că în momentul în care tu răspunzi habar n-am pentru că eu nu mănânc pâine, chiar dacă eu, unul, nu consider că a făcut-o într-un mod arogant. Pentru că și eu probabil aș fi răspuns la fel. N-am mai mâncat o pâine de 20 de ani, deci nu știu cât costă. Pâinea este în coșul zilnic acolo. Asta trebuia să știe primul ministru. Sigur că cineva putea să-l întrebe, sau răspunsul, cel mai bun răspuns al domnului premier, dacă nu știa cât costă pâine, era la care dintre pâini vă referiți. Că nu mai e o franzelă, cum era pe vremea Ceaușescu, o pâine și cu asta și apropo, cu franzela, apropo de franzelă, o franzelă de 300 de grame costă acum cu 40% mai mult decât pe vremea când deci, premierul cât își rupea haina de pe el că se ascupi în pâine. Asta trebuia să știe premierul României. În primul rând trebuia să știe cu ce valoare este trecută pâinea în coșul zilnic al românilor. Asta e important, pentru că de acolo se calculează și inflația, se calculează toate lucrurile. 2019, înainte de europarlamentare, costa un leu această franzelă de 300 de grame, acum costă un leu și 40 de grame. Bun, și asta trebuia să știe, că s-a scumpit. Nu trebuia neapărat să știe suma în sine, dar răspunsul putea să fie mult mai nuanțat. Spun în primul rând la ce vă referiți. Știu că s-a scumpit destul de mult pâinea în ultimii ani și îmi pare rău de acest lucru. Mi-aș dori să am o întâlnire cu cei care lucrează în agricultură, în industria de procesare și așa mai departe, pentru a vedea dacă există mijloace de a înfrâna puțin creșterea asta a pâinii, pentru că eu știu că deși eu nu mănânc pâine, românii mănâncă pâine, că asta se întâmplă. Și poate sunt unii români care doar asta mănâncă. Doar asta mănâncă, deci pâine. Altfel poate, trebuia să răspundă premierul României. Cred că, repet, întrebarea nu are nicio relevanță, răspunsul însă și modul în care l-a dat au avut relevanță. Nu știu, iarăși, pentru că s-a combinat cu povestea cu alcoolul într-o singură săptămână, acum eu aș fi foarte interesat. Eu mi-aș dori, de exemplu, dacă aș putea să am bani sau un institut de cercetare, să văd care i-a deranjat cel mai tare pe români. Eu cred că asta cu pâinea, da. S-ar putea să fiu eu subiectiv. Pe mine m-a deranjat mai tare aia cu alcoolul. Dar oare pe premierul Florin Câțu l-o fi deranjat faptul că guvernatorul BNR a ieșit și ne-a dat niște cifre despre inflație și i-a dat un pic peste cap așa toate acele postări bombastice în care economia duduie? Haideți să vedem ce declarații a făcut guvernatorul Mugurii Sărescu în această săptămână. Există tendința să spun așa. Banca Națională prognozează de acum înainte inflație 5,6%. Prețurile vor crește cu 5,6%. Nu este așa. Inflația e deja 5%. Și mai degrabă vedem, bineînțeles și cu acțiunea politicii monetare, care a început deja să se întărească, mai degrabă vedem o temperare a creșterilor de preț. Și acesta este efortul nostru, să menținem inflația între 5-5,5% până la sfârșitul anului, pentru că apoi, observați, datorită efectului de bază, indicele prețurilor de consum în ianuarie coboară deja sub 5%. Iar în această lună, veștile proaste pentru români au venit în plic atunci când au deschis facturile, pentru că toate prețurile au explodat, gazele naturale, energia electrică și cum sezonul rece urmează, cel mai probabil românii vor scoate și mai mulți bani din buzunar. Haideți să vedem un material despre creșterea prețurilor. A explodat prețul gazelor naturale, iar asta se va simți și în buzunarele românilor. Specialiștii trag semnale de alarmă și estimează că scumpirile vor fi considerabile. Dacă se va elimina subvenția la energia termică la iarnă, în loc de 200 de lei căldura, va costa 600 de lei căldura pentru o familie. Deci de 300%. Ministrul Energiei dă însă asigurări că majorările nu se vor regăsi în totalitate și în facturile populației. Nu se vor regăsi în totalitate pentru că sunt furnizori care și-au încheiat anul trecut contractele și pe piața contractelor la termen prețul a fost la același. Uh-huh. Evident, nu și-au încheiat pe toată cantitatea și evident ne încheiem pe toată cantitatea, diferență o cumpără de pe piața zilei următoare unde se întâmplă aceste scumpiri. Și mai este un lucru, este ca nicul afară și nu bate vântul. Nebătând vântul înseamnă că nu avem energie eoliană. Energie eoliană care poate fi mai ieftină și poate tempera piața. Cu toate acestea, românii care au centrale proprii sunt vizați odată cu noua liberalizare, în timp ce familiile cu venituri mici ar urma să fie cele mai afectate. Trebuie luate măsuri urgente, iar aceste măsuri trebuie luate, în primul rând, prin mișcare mai rapid cu legea de protecție a consumatorilor vulnerabili, care zace în Parlament de atâta timp și nu se iau măsuri.
Pentru consumatorii care sunt în serviciu universal și decid să rămână așa, prețurile vor crește abia la începutul anului viitor. Guvernarea ne arde la propriul la buzunar. Și aș vrea să începem discuția, Radu, de la câteva cifre scoase în spațiu public de economistul Adrian Căciu, care spune așa: prețul la gaze cu 20% mai scump față de decembrie 2020, electricitatea cu 23% mai scumpă, combustibilii 11,3%, plătim cu 50 de lei mai mult pentru un plin de benzină, iar și anunță o creștere a dobânzilor la credite. Spune Adrian Căciu că se vor scumpi cu minimum 150 de lei ratele românilor. Până acum eu am și economia duduie. Eu am de ales. Îl cred pe domnul Căciu sau pe domnul Cățu? Domnul Cățu îmi spune că totul este extraordinar, că avem din ce în ce mai mulți bani, ne putem permite din ce în ce mai multe lucruri cu ei. Inflația scade, șomajul scade, economia duduie, industria explodează și așa mai departe. Deci, cum să nu cred pe premierul României? În continuare, eu aștept ca premierul României să răspundă la astfel de lucruri. Da? Deci, eu mi-aș dori ca... Și a fost întrebat despre inflație și a eliminat-o și pe aia rapid, a trecut peste ea, că nu era un subiect important. Da? Eu aș vrea să știu. Cum s-a ajuns la o inflație de 5,6% pe an? Care sunt măsurile acelea pe care le-a luat și au dus la o inflație de 5,6% pe an? Bun, creșterile de prețuri la gaze, la electricitate, în condițiile liberalizării pieței, până la urmă n-ai ce să faci acolo, pentru că asta e piața liberă. Da, domnul ministru ne-a spus că o să scadă, o să plătim mai puțin. Da, e din guvernul Cățu, domnul ministru. Deci, bun, încă o dată, ne așteptam la ele, știam că în momentul în care economia de piață va începe să fie de adevăratele în România, vor exista astfel de creșteri de prețuri. Problema nu e asta, că nu poți să impui un mercurial. Da, nu se mai poate acest lucru. Problema e ce faci cu oamenii pe care aceste creșteri de prețuri îi duce în sărăcie lucie. Da, că involuntar oamenii se întreabă de ce în România plătesc o sumă și în Franța pentru aceeași electricitate se plătește, de exemplu, de 10 ori mai puțin, adică tariful e... Bun, acolo e vorba și de consum. Cât consumă toată Franța, cât consumă... Sunt lucruri de exemplu, gazele care ne vin de la ruși, da? Altfel consum... sau altfel... vinzi o cantitate mai mică și altfel vinzi o cantitate foarte mare. Adică la o cantitate foarte mare îți permiți să mai scazi din preț. E clar că România ar vrea să plătească cât mai puțin. Bun, sigur, toți, da, normal, cred că toți oamenii, dacă s-ar putea gratis. Bun, nu asta e problema. Repet, sunt lucruri la care chiar nu se poate umbla. La ce se poate umbla este la o creștere reală a capacității de cumpărare a românilor. Adică dacă se mărește prețul la electricitate cu 20%, ar trebui ca în același an capacitatea românilor de a acoperi această cheltuială nouă să crească la fel. Ori, din păcate, la noi nu se întâmplă lucrul ăsta, sub nicio formă. Dar, deocamdată, încă o dată, eu tot aștept să termine campania electorală internă din cele două partide, că poate în toamnă vom vedea cu adevărat care este situația economiei românești și cel mai probabil o vom vedea când cele două partide de la guvernare se vor certa între ele. Abia atunci, pentru că de-abia aștept să văd liberalii care vor acuza Ministerul Economiei sau useriștii care vor acuza Ministerul Dezvoltării. Deci abia aștept că atunci va începe cu adevărat să se afle exact care este situația, deși probabil că domnul Cățu va posta: wow, fantastic, minunat, extraordinar, români, nici nu știți ce bine o duceți. Crezi că o să avem declarații cum am avut când s-a schimbat garda și o să ne spună USR-ul că PNL-ul a avut contabilitate dublă? Ți-aduce aminte... Eu mă aștept la foarte multe în toamna aceasta. Haideți să mergem mai departe și vă anunț că duminică 15 august Metropola TV împlinește un an de existență. V-am pregătit o zi cu ediții speciale de dimineață până seara și cu niște premii surpriză. Haideți să vedem material pe acest subiect. Duminică 15 august la Metropola TV ai parte de un maraton de ediții speciale. De dimineață până seara v-am pregătit invitați unul și unul, povești de viață care să vă inspire, multă voie bună și optimism. Tot duminică, de ziua noastră, deși premiem. Dacă trimiți primul un SMS cu răspunsul corect la numărul de telefon afișat pe ecran, poți câștiga o grămadă de premii inteligente. Vă mulțumim pentru acest prim an fabulos! Între timp ne întoarcem în capitală și
concentrăm asupra subiectelor din administrația locală, pentru că la Primăria Capitalei au găsit colegii mei de la site-ul metropolatv.ro niște informații destul de interesante despre un contract cu iz penal, să-i spunem așa, între o companie până nu de mult abonată la contractele cu statul și apropiați ai primarului general Nicușor Dan Radu, chiar unul dintre consilierii personali ai primarului general Nicușor Dan, care a fost angajat timp de 12 ani la această companie, care acum a câștigat un contract destul de bănos, 5 milioane de euro, de la Primăria Capitalei. Și trebuie să spunem, această companie nu e, cum spuneam mai devreme, nu e străină de contracte cu statul, pentru că a avut cândva multe, multe contracte. A fost firma de casă, se spunea în presa vremii, a Elenei Udrea, a lui Radu Mazăre și tot așa. Iată că se întorc cumva aceste firme după o perioadă de pauză, revin așa la contractele cu statul, dar e interesantă această legătură între oamenii din jurul primarului general și contractele care se dau acum de la Primăria. Bun, eu n-aș vrea să cad în păcatul celor de la USR, care până mai ieri lansau tot felul de teorii legate de corupție și de aia, făcând pur și simplu legături între persoane, firme, instituții, care puteau fi chiar întâmplătoare. Deci n-aș vrea să fac procese de intenție, sub nicio formă. E foarte posibil ca licitația să se fi desfășurat în mod corect și firma să fi câștigat în mod corect, nimeni, chiar dacă evident, a fost o acest consilier al primarului a lucrat 12 ani pentru firmă. Bun. E o coincidență, poate să fie o coincidență. Problema e că până acum ni s-a explicat că nu există coincidențe. Deci USR-ul ne-a tot explicat, nu există coincidențe. Uite, Xulescu e prieten cu Igrecescu, este vecin cu Zețescu, au fost văzuți la o cafea împreună, amândoi au lucrat acum nu știu câte sute de ani la aceeași firmă, prin urmare e clar că este o caracatiță. Păi, dacă astfel de legături, așa am fost învățat, reprezintă o caracatiță, fără niciun fel de dovadă. Niciodată nu s-au adus dovezi în acest sens sau nu au fost prezentate în spațiu public. Eu n-aș vrea să cad în acest păcat, repet, și să greșesc. Dar sigur că îmi pun am un semn de întrebare. Evident, nu în momentul în care, repet, consilierul personal al primarului a lucrat 12 ani la firma care a câștigat și au participat două firme și mai are și un prieten, da, din câte am înțeles din articol europarlamentar. Sigur, europarlamentarul Vlad Gheorghe, cel cu care a și fost pozat alături de primarul general pe litoral în weekendul și care a fost angajat o aceleași firme. Iarăși poate să fie o coincidență. Repet, chiar nu vreau să fac procese de intenție, dar mi-aș dori să răspundă cineva la aceste semne de întrebare. Sigur, domnul Nicușor, da, mai greu răspunde că e plecat în concediu, că a rezolvat lucrurile în București. Probabil că va spune nici n-a fost treaba mea, nu eu am organizat licitația, nu știu de unde până unde. Pot să spun care a fost reacția domnului consilier al primarului general atunci când a fost întrebat de către colegii noștri din redacție, a spus că nu are nicio implicare legală în atribuirea acestui contract. Și că nu mai are nicio legătură cu acea firmă de câțiva ani de zile. Repet, eu îl cred, adică chiar sigur, nu e nicio problemă. Și până la urmă știți ce mă interesează pe mine? Dacă suma respectivă este corectă, da? Dacă caietul de sarcini a fost întocmit așa cum trebuie și nu cu anumite lucruri care să corespundă unei anumite oferte sau alteia, și dacă firma va face ceea ce e plătită să facă. Pe mine, până la urmă, asta mă interesează. Dacă e corupție sau altceva, e treaba altor instituții să se pronunțe, nu a mea și, sincer, nici a jurnaliștilor. Ei trebuie doar să ridice semne de întrebare, să prezinte informații, să prezinte dovezi care să justifice sau lucruri care să justifice semnul de întrebare, după care e treaba instituțiilor abilitate să întrebe în stânga și în dreapta și să vadă dacă a fost sau nu o problemă acolo. Evident, altfel a fost doar o simplă coincidență. Coincidență. Aș vrea să mergem mai departe, rămânem la București și la administrația publică, pentru că se întâmplă lucruri în sectorul 1, unde știm că de 10 luni de zile avem marea problemă a gunoaielor. Primarul Clotilde Armand, după ce le-a cerut tuturor angajaților din primărie să rămână la muncă, să-și amâne concediile, să muncească de acasă, de oriunde ar munci, chiar dânsa a plecat în concediu.
timp de 3 săptămâni, spun sursele noastre, și se întâmplă lucruri la, pe plan politic, pentru că se implică Partidul Social Democrat în strângerea de semnături pentru organizarea acelui referendum de demitere al primarului sectorului 1. Asta și după ce au apărut în spațiu public noi imagini din camera cu voturi. Știi foarte bine, aș vrea să punctăm doar ce a anunțat pe Facebook Gabriela Firea, președintele PSD București. E un dezastru administrativ tot ceea ce se întâmplă la sectorul 1, așa că azi am semnat pe lista de semnături necesare organizării referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul față de cetățeni și a invitat președintele PSD București toți doritorii din sectorul 1 să vină la sediul partidului din București să semneze aceste liste. De asemenea, au fost depuse cereri la Primăria Generală și la Primăria Sectorului 1 pentru montarea de corturi în punctele importante. Pentru, repet, strângerea de semnături. Eu o să fiu sincer acum și o să-ți spun că eu aș fi preferat ca PSD să nu se implice și această campanie să fi fost desfășurată de ONG-uri cărora chiar le pasă de ceea ce se întâmplă în sectorul 1. Acele ONG-uri care erau extrem de deranjate de poluarea din București văzută pe niște apps-uri de telefon. Deci eu mi-aș fi dorit să nu se implice un partid politic. De ce? Pentru că va fi speculat de doamna Clotilde și de aliații săi ca fiind o campanie politică, un război politic și așa mai departe, ceea ce îi va face pe unii oameni reticenți în a semna. Pentru că vor avea senzația sau li se va spune că semnând această solicitare de organizare a referendumului, pentru că despre asta este vorba, de fapt semnează cu PSD-ul sau arată că sunt cu PSD-ul. Și probabil că vor fi mulți oameni care nu vor dori să fie asociați cu PSD-ul. Deci mi-aș fi dorit să existe sau aceste ONG-uri extrem de vocale pe vremuri, printre ele și ONG-ul domnului Nicu Șordan, da? Deci aceste ONG-uri care erau extrem de vocale, care stăteau în procese toată ziua cu primăriile pentru a face dreptate orașului, să fie și acum la fel de implicate. Sigur că în absența lor cineva cu capacitatea de a organiza așa ceva, pentru că nu este simplu. Adică eu puteam eu să mă duc cu o hârtie pe stradă să strâng semnături. Aș fi strâns probabil 10 semnături. E nevoie de o organizare, de voluntari și așa mai departe. Dar, repet, din păcate, mi-este teamă că această campanie nu se va termina cu strângerea tuturor semnăturilor din acest motiv. Faptul că va fi percepută ca o campanie a unui partid împotriva unui adversar politic, ceea ce nu e adevărat, eu trăiesc în sectorul 1 și nu, cine trăiește în sectorul 1 n-are cum să-și imagineze că nemulțumirea lui proprie față de ce se întâmplă e politică sau are legătură cu PSD-ul sau i-a insuflat-o cineva. Mai avem puțin și se termină starea de alertă sanitară și gunoaiele mai sunt pe aici pe acolo. Adică se întoarce doamna Clotilde Armand, mai cere odată o stare de alertă, că bănuiesc că se poate prelungi și asta. Pe motiv că am văzut zilele trecute, au apărut în spațiu public niște imagini cu saci de gunoaie plantați pe aici pe acolo, tocmai poate pentru a ieși bine la acest raport pentru următoarea stare de alertă. Așa se inducea ideea. Eu aș vrea să revin puțin la, că mie mi s-a părut extrem de interesantă. Deci cum trimiți tu circulară în primărie și le impui? Le spui angajaților, fraților, e stare de război, fraților, ne luptăm cu mafia, trebuie să zi și noapte, oriunde trebuie să fiți găsiți, fie că lucrați de acasă, fie că veniți la serviciu, dar nu merge acum, nu ne luăm pauză. După care ții trei săptămâni concediu. Păi, a luat modelul primarului general. Da, măcar Nicu Șordan n-a trimis o astfel de circulară a angajaților, adică măcar n-a făcut un astfel de gest. Dar și acolo e cu cartele la intrare, cu semnături în tabel. Asta mi s-a părut halucinant. Cam aminteam de Nicu Șordan, a fost în spațiu public și un mic scandal în ceea ce îl privește pe Nicu Șordan în această săptămână, pentru că în acest weekend, aminteam și la începutul săptămânii, vom avea două marșuri în București, chiar mâine, marșul diversității și marșul organizat de Noua Dreaptă. Inițial, Primăria Capitalei a respins cererea celor de la Asociația Accept, care cereau ca marșul diversității să aibă loc așa cum a fost în fiecare an,
pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Universității. Doar că în acest an, acest marș s-ar fi încurcat cumva cu proiectul Primăriei Capitalei Străzi Deschise, unde oricum vine foarte multă lume și nu știu care neapărat care era temerea. Și au fost foarte multe declarații, prezențe la Primăria Capitalei, inclusiv a ambasadorului Marii Britanii, care a venit să îi susțină pe cei de la Asociația Accept. Și după două zile de dezbateri, Primăria Capitalei a dat înapoi, cumva. Și iată că mâine vom avea până la urmă acest marș și proiectul Străzi Deschise suspendat pentru ziua de mâine, doar pentru ziua. Deci vor circula mașini. Și e mai bine. Eu așa înțeleg că dacă nu mai e zonă pietonală, vor circula mașinile, deci e mult mai bine pentru participanții la zilele Pride sau ce e, că nu e un protest. Marșul Diversității. Deci e mai bine așa. Eu n-am înțeles acest argument care s-a dat în spațiu public în primul moment când li s-a refuzat cererea, și anume străzile nu vor fi circulate decât de oameni și atunci nu vom putea asigura sau garanta siguranța. Poftim? Deci dacă merg mașinile pe Calea Victoriei, oamenii ăștia sunt mai în siguranță. Unu. Doi la mână, nici n-am înțeles foarte sincer de ce cei de la Accept țin morțiși sau țineau morțiși la Calea Victoriei și de ce au interpretat acest lucru ca fiind o reducere a drepturilor lor sau până la urmă ei au ceva de spus, au un mesaj de transmis. Dacă îl faci pe Calea Victoriei sau îl faci pe Chiselev, cred că mesajul rămâne același. Adică nu. Sigur, și au mai fost obligați, important să spunem, au mai fost obligați să fie 500 de participanți. În niciun an nu au fost 500 de participanți, au fost mult mai mulți. Sigur și că și da. Ei au anunțat că nu pot să-i oblige pe oameni să nu participe. Și eu m-aș întreba, deci la Electric Castle se pot duce 10.000 de, sau peste 10.000 de oameni, acolo nu e nicio problemă, dar aici trebuie să fie 500, adică, dar asta ține, nu are nicio legătură, că regula aceasta n-a fost impusă pentru ei. Este regula din măsurile de prevenire a pandemiei. Adică, da, e logică de atunci. Deci orice marș public trebuie să aibă până în 500 de participanți. În schimb, dacă te duci la Electric Castle, poți să stai pe câmp, poți să stai cu zecile de mii, că nu e nicio problemă. N-are niciun fel. Sau dacă faci o nuntă într-un spațiu închis, poți să fie mai mulți de 500. Bun, aici cu Nicușor Dan. Da, au fi dat înapoi, Nicușor, pentru că înțelegem că cei din primărie, din comisia care aprobă aceste evenimente, s-au opus total și după ce Nicușor Dan a sunat de pe plajă, de unde o fi fost, au dat puțin înapoi. La probabil eu fi fost teamă să nu-și pună în cap toată această comunitate. Motivul plecării din USR este legat tot de acest subiect, și anume de faptul că atunci, înainte de referendumul pentru familia tradițională, Nicușor Dan s-a opus ca USR-ul să aibă o viziune unitară și să voteze, să li se spună oamenilor cum să voteze într-o anumită direcție sau în cealaltă, în timp ce Aripa Barna, mai progresistă probabil, a spus nu, USR trebuie să fie împotriva referendumului și trebuie să votăm așadar împotriva. Acolo a existat, legat de același subiect, Nicușor Dan a încercat și atunci, dar cu stilul său foarte greoi, a încercat să explice de ce, că n-are nicio problemă cu minoritatea respectivă și cu drepturile lor, dar el crede în libertatea de expresie și să nu spui oamenilor tu ca partid politic ce să facă și cum să voteze. Eu sunt convins că oamenii n-au votat pentru că le-a spus USR-ul într-un fel sau altul, așa cum n-au votat pentru că celelalte două partide, PSD-ul și PNL-ul, le-au spus să voteze altfel. Dar cu aceste antecedente, dacă luați-le cu ghilimele de rigoare, în spate, bănesc că lui Nicușor i-a fost destul de teamă să nu-i se lipească definitiv eticheta de homofob și atunci a preferat să dea înapoi. Dar, și să găsească o soluție de compromis. Apropo de discuțiile mulți oameni, puțini oameni, să știi că toate aceste discuții i-au dat de gândit lui Marcel Ciolacu și aș vrea să vedem o declarație făcută de președintele PSD apropo de organizarea evenimentelor. Adică limitezi protestele la 500 de persoane, dar ai voie să faci spectacole la 75 de mii. Noi am atacat în instanță, sperăm să avem un răspuns cât mai rapid. Dacă nu, avem două variante. Facem în Piața Victoriei un spectacol, că el se transformă în protest, asta e altceva, sau să facem un congres în congresul PSD, să-l organizăm în Piața Victoriei, fiindcă ei au congres, am înțeles că o să aibă peste 5.000 de oameni într-o sală.
Eu cred că Marcel Ciolacu a fost invidios pe imaginile de la Electric Castle, ca aduceai aminte mai devreme de Electric Castle. Păi, dar nu oprea nimeni să se ducă. Bă, da, e vaccinat domnul Ciolacu, deci... Băi, și ce, vrea sunt? Evenimentul lor, vrea evenimentul PSD-ului, nu să se ducă evenimentul organizat de Boc. Nu știam că PSD-ul se pregătește de proteste de masă. Că dacă vrei să strângi 75.000 de oameni, e deja un protest de masă. Nu știam că dorește să facă acest lucru și singura problemă este restricția de 500. Bun, cum spuneam, sigur că toate aceste măsuri, și nu de acum, ci de acum de un an și 8 luni, toate aceste măsuri de luptă împotriva pandemiei, foarte multe dintre ele se bat cap în cap și n-au niciun sens unele cu altele. Și se ajunge la astfel de situații. Mulțumesc mult, Radu, mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Aceasta a fost ediția din această seară. Ne revedem vinerea viitoare de la ora 18. Să aveți un weekend liniștit. Ne revedem duminică la ediția specială Metropola TV Un An.